Întreruperea alimentării cu energie electrică a municipiului Reghin și a comunelor limitrofe pentru ore în șir a afectat furnizarea apei potabile la robinetele reghinenilor, astfel că la primele ore ale dimineții compania Aquaserv a transmis un comunicat de presă, potrivit căruia consumatorii sunt anunțați că în urma căderii de tensiune pe rețeaua de alimentare cu energie electrică din Reghin, stațiile de pompare apă potabilă nu funcționează. Ca urmare, nu poate fi asigurată alimentarea cu apă potabilă în următoarele zone: Reghin, străzile Dedradului, Strâmbă, Chemenianoș, Plugarilor, Lupului, Măcieșului, Vânătorilor, Toamnei, Cetății, Pășunii, Pădurii, Cerbului, Stejarului, Preot Ion Maloș, Niculescu, Pietroase, Ion Creangă, Mierlei, Gheorghe Doja, Rodnei, Mihai Viteazu, Gheorghe Coșbuc, Licurici, Rozmarinelor, Cardinal Alexandru Todea, Spitalului Pictor Grigorescu, Zorilor, Dealului Porumbei, Orizontului, Horea, Viilor Pometului, Rudolf Regăni, Bartok Belo, Vasile Elpop, Spicului, Narciselor, Prunului, Mărului, Ghiocelului, Dealul Brezii, Beng, Dealul Cireșilor. De asemenea, sunt afectate Primăria Petelia, Fărăgău, Primăria Breaza și Primăria Gurghiu. În jurul orei 1:30 s-a asistat furnizarea energiei electrice în tot orașul Reghin și comunele limitrofe. Uzina de apă, stațiile de pompare au rămas fără energie electrică, motiv pentru care apa nu a mai putut fi pompată. S-a reluat furnizarea energiei la uzina de apă. Numai o parte din oraș momentan beneficiază de presiune la parametri normali, iar cealaltă jumătate, cea de pe zona înaltă, zona de Rodna, dealul Brezei, Apalina, nu au la parametri, au apă și acum, dar nu au la parametri normali, deoarece bazinul din Rodna este aproape gol, motiv pentru care am solicitat de la colegii noștri la Târgu Mureș în cursul dimineții o cisternă cu care alimentăm în caz de nevoie spitalul municipal și sperăm că în cel mai scurt timp energia se va relua și la stațiile de pompare Rodnei și Apalina și atunci vom pompa apă la parametrii normali. Oficialii companiei explică faptul că după remedierea avariei electrice de către SECE Electrica Distribuție S.A., alimentarea cu apă potabilă este reluată în circa 2 ore. Nu toate conductele sunt din același material. De exemplu, conductele de azbuciment și oțel care sunt în oraș, locuitorii vor avea de suferit în sensul că impuritățile vor face simțită prezența ore în șir. Poate pe după amiază se va limpezi și apa. Dar timpul de la reluarea a furnizării energiei electrice și pompării apei până la a putea fi consumată, estimăm în jur de 2 ore. Reprezentanții companiei Aquaserv subliniază că este foarte important ca în momentul în care apa revine la robinete și are parametrii neconformi să nu o folosim decât în scopuri menajere, asta până la limpezirea ei. Totodată, reprezentanții companiei își cer scuze pentru problemele create. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Șebeșiu Tosobolci.